V-am găsit, minunați oameni din Pravestele, și bine ați venit la provocarea mea creativă de 366 de zile în care mă provoc să scriu, compun și pictez în fiecare zi din acest an. Astăzi este un episod mai special, avem 3 zile în una, 3 picturi în una. Nu sunt 3 picturi în una, avem 3 copaci în 3 zile pictați și 3 melodii și 3 poezii, dar toate 3 au legătură între ele. Și acum vă citesc prima poezie. Primul copac din parc. Sunt primul copac din parc, mă vede oricine se plimbă. Pe aleile lui încurcate cunosc orice picuri de ploaie ce atinge pământul și împarte. Aceasta a fost prima zi în care am pictat fondul unei picturi foarte mici, dar foarte migăloase. Dacă vă uitați, vedeți că sunt foarte, foarte multe culori pe care am încercat să le pun cât de bine am putut împreună și apoi veți vedea că nu sunt pictate la, să spunem așa, la întâmplare, ci toate până la sfârșitul aceste picturi vor avea sens. Și lucrul meu din prima zi. Acum, în schimb, veți vedea ceea ce am făcut a doua zi. Am continuat această pictură și în această pictură, într-adevăr, sunt mai multe lampadare, dar copaci sunt 3. Și apoi, în a treia zi, veți vedea ce am făcut. Iată și poezia pentru ziua numărul 2. Mereu al doilea. Ajung mereu al doilea la sfârșit. Sunt cine pleacă și a venit. Și între a pleca și a ajunge, sunt tot al doilea. Dacă primul plânge. Așa cum vedeți, am continuat pictura, i-am dat viață, ca să spunem așa, și acum vedeți, până la urmă, unde am vrut să ajung. Este un parc tomnatic cu felinare. Iar acum ajungem la a treia zi și la un alt copac pe care l-am făcut în Procreate și iată și poezia. Nu merg până la 3 și-s eu. Numără-mă de 3 ori și ai să vezi ce tânăr sunt, unde ascund de mult comori. Tot al treilea e mai bun, fiindcă e mai copt, mai mare. Și are 1, are 2, să-i sară în apărare. Sper că v-a plăcut și acest copac, veți vedea că până la urmă va fi mult mai misterios și sper că v-au plăcut cei 3 copaci ai mei, cei 3 copaci, fiecare dintre ei a avut poezia sa, a avut cântecul său și nu uitați să vă întrebați și astăzi ce am făcut pentru a mă apropia și cu un pas de visul meu. Întoarceți-vă și mâine pentru muzică, poezie și pictură. Și vă mulțumesc că ați urmărit videoul de astăzi. Nu uitați să zdrobiți toate butonașele, să faceți ce se face pe YouTube, să vă înscrieți dacă nu ați făcut-o deja. Și ca de fiecare dată, vă salut cu pupici!